Banca de Resurse Genetice Vegetale de la Buzău a intrat în al treilea an de funcționare. Înființată printr-o hotărâre a Guvernului din 12 septembrie 2019, Banca de Resurse Genetice Vegetale are deja o echipă de tineri specialiști aflați sub coordonarea reputatului cercetător Costel Vânătoru. În urmă cu câteva zile, ministrul Agriculturii Petre Daia, prezent la Buzău cu ocazia deschiderii celui mai mare târg al producătorilor din județ, a făcut un tur și prin laboratoarele și solariile în care această bancă își desfășoară studiile. Șeful MADR a anunțat că va sprijini financiar în continuare acest obiectiv strategic pentru România. Petre Daia, prezent la Banca de Resurse Genetice Vegetale cu sediul în Parcul Crâng, a vrut să vadă cum stau lucrurile aici după 3 ani de activitate. S-a declarat mulțumit și a anunțat că va susține alocarea fondurilor necesare pentru ca la Buzău să fie creat complexul de cercetare de care este atâta nevoie în toată țara. În plus, Petre Daia a anunțat că va susține inclusiv mărirea organigramei pentru angajarea mai multor cercetători care să lucreze în echipa cunoscutului cercetător Costel Vânătoru. Pe de altă parte, Banca de Resurse Genetice Vegetale a primit drept donație un teren de 10 hectare din pepiniera unei societăți din Buzău. Suprafața valorează circa 5 milioane de lei și a fost donată printr-un proiect aprobat de consilierii locali, în ședința organizată pe 20 septembrie. Actualul director, Costel Vânătoru, a reușit să-și consolideze deja o echipă de cercetători tineri care să contribuie la îmbogățirea patrimoniului genetic al țării. Deocamdată sunt 18 angajați, dintre care 8 cercetători. Este vorba despre 5 tineri, toți acreditați ca cercetători științifici, dar și persoane cu experiență, inclusiv din Ministerul Agriculturii. M-am bucurat astăzi să văd că din 2019, după exact 3 ani, pentru că în septembrie 2019 a fost semnat actul normativ de înființare a acestui obiectiv, m-am bucurat să văd o altă față. Am văzut acolo un câmp de cercetare. Acolo cercetare se învață mergând. V-aș invita să mergeți în interiorul acestei incinte și să vedeți pe de o parte preocuparea cercetătorilor, pe de altă parte dragostea de meserie și dragostea față de plante a cercetătorului Vânător. Și nu în ultimul rând să vedeți preocuparea primarului dumneavoastră de aici, care va pune în curând la dispoziție o altă suprafață de 10 hectare, în așa fel încât să avem spațiu de Consiliul Local de Marți. Sunt convins că va fi aprobată această suprafață pentru multiplicarea acestor semințe jlefuite și crescute de cercetătorii și de poporul român, până la urmă, de moșii și strămoșii noștri. Este un obiectiv pe care trebuie să-l împlinim. Astăzi mi-am notat nevoile băncii de gene. Mâine ajung la minister, le pun în mișcare, în așa fel încât să nu pierdem. Concret, care sunt aceste nevoi? În primul rând să le dăm banii pentru a putea face un complex de cercetare cum se cuvine. Aici trebuie investiție serioasă. Cam de câți bani are nevoie? De cât au nevoie atât de bun, da? În așa fel încât să realizăm obiectivul. În al doilea rând, au nevoie să le mărim organigramă, sunt numărul de personal pe care să-l folosească, având în vedere multitudinea de probleme și activitatea extrem de importantă și laborioasă a cercetării în general și, în mod particular, aici, având în vedere specificitatea acestei zone și nu numai, pentru că Banca de Gene de la Buzău s-a plămădit aici, dat fiind faptul că în 1957 prima stațiune de cercetare în domeniu a fost creată la Buzău și în respect față de tradiție, față de demersurile pe care le-au făcut responsabilii din zonă, înțelegând încă o dată, spunând numele primarului și a domnului cercetător Vânătoru, am conturat acest obiectiv extrem de important pentru țară.